Bună dimineața, Florin. Să știi că nu mi-ar strica o companie, vă aștept și pe voi să veniți. Fiți atenți, Florin. Deci eu astăzi chiar am vrut să încep săptămâna în forță, ca de luni, știi, chiar să muncesc. Am aflat că este cea mai lungă zi din an, deci era o zi bună de muncă. Am ieșit prin oraș, am văzut cât de liber este, sunt toți plecați încă în vacanță, pe la munte, pe la mare, și am zis că dacă e, să încep de mâine. Așa că astăzi vreau să încep și eu, să încerc un mic dejun ca în vacanță, pe lux și opulență. Ce vreau să zic, Florin? Ar fi păcat să nu profităm de ziua aceasta, deci după ce termine acolo, te aștept și pe tine, pentru că au întrebat domnițele de tine, mi-au spus că ești un trubadur cu o voce foarte frumoasă, își știu toate cântecele. Apropo de Dana, ea este Dana. De acum 22 de ani, parcă ai zis că este piesa. Bună dimineața, Iulia! Iulia, îmi cer scuze că m-am așezat deja la masă, vreau să mă simt și eu deja ca în vacanță, pentru că încă sunt oameni în vacanță și astăzi este zi liberă de la stat. Este, ce ne-ai pregătit? Că Florin a văzut și Franța, a văzut și Grecia. Grecia, da. Avem, uite, produse de patiserie, de inspirație grecească, asta în cazul în care nu reușești să pleci în vacanță vara asta. Te așteptăm noi să le guști pe toate, sunt super multe sortimente și foarte bune. Dacă vrei să ajungi în Franța, îți dau un croissant, un sandwich, un ecler, mănânci desert dimineața? Asta aș fi dorit să te întreb pe tine dacă nu este prea devreme, prea dimineață pentru un ecler. Apropo de ce mi-ai prezentat aici cu Grecia, aș vrea să mai stau puțin pentru că am văzut ce cozi sunt acum către Grecia au fost. Exact, o să fie și la întoarcere. În Franța mi-ai zis de Franța, mi-au să aminte de un rosé din sudul Franței, acolo Avignon, Orange, adică ar fi mers un rosé, poate până să termină filmarea rezolvăm. Ar fi mers. Și eclerul nu e puțin ca dimineața pentru ecler? Pentru ecler? Pentru mine nu e niciodată dimineață pentru ecler. Așa spuneți voi, toate domnișoarele așa spuneți. Și trecem acum mai pe clasic, o omletă. De obicei când merg în vacanță începe dimineața cu o omletă făcută acolo. E cea mai bună, îți dai seama, după o petrecere. Omleta dimineața e perfectă. Sau dacă vrei, uite, poți să tai tu ouă ăla de la avocado toast, să vezi ce se întâmplă. Dar ouul acela nu este prăjit, eu nu mă pricep foarte bine. Nu e prăjit, nu, este un ou poșat. A, aici este zona domnului Răzvan. Răzvan se pricepe, am văzut că este dacă foarte el priceput. Se pricepe, el se pricepe, să vină și el. Să mănânce cel mai bun avocado toast. Eu nu prea sunt cu asta oriental, eu am fost mai mult pe tradițional și lângă toate deserturile acestea am văzut ceva românesc, niște băscuțe ardelenești. Băscuțe ardelenești cu brânză dulce, sunt o nebunie, crede-mă. Astea merg dimineața cu o cafeluță? Ia una, foarte bine, ia uite ce cafea frumoasă ai. Am văzut colega cu o inimioară. Colega mea ți-a făcut și o inimioară în dimineața. Doamne ajută, aș vrea să le salut pe doamne, sunt acolo. Sărămâinile doamnelor, bună dimineața, mi-am făcut niște prieteni aici și o să mai trec pe la voi, că mi-a spus că marțea și joia sunt niște oferte și atunci o să vă mai vizitez. Apropo de o salată, am văzut și lângă un chiș sau cum ce. Este o tartă sărată, da? Aia, de exemplu, este cu praz și măsline. Cu praz. Se potrivește foarte bine. Nu sunt eu Oltenia, Muntenia. Suntem lângă vecini la graniță și acolo lângă ai niște somon sau ce este pus peste? Este, da, o omletă cu brocoli și somon și are un sos tahini. Este un sos special cu pastă de susan. Iulia, vreau să întreb ceva. Acum, uite, profităm de treaba asta că este o zi liberă, dar de obicei, nu știu, marți, miercuri, joi, vineri, își încep oamenii astfel ziua cu un mic dejun, cea mai importantă masa zilei, sau sunt doar povești, cum vedem noi prin filme? Nu sunt doar povești, nu. Să știi că foarte mulți oameni vin dimineața, iau micul dejun și apoi pleacă la birou sau unde au treabă. Am înțeles. Și acolo avem ce mi-e pregătit acolo, care arată foarte bine. Ceai rece să te răcorești, să te răcorești. Deocamdată nu ne ajută vremea asta, dar când o să vină căldurile e perfect. Eu sunt convins că o să se încălzească, și peste 2-3 zile o să vină și vreme bună și atunci putem ieși și la o înghețată, dar foarte important, după mic dejun, cea mai importantă masa zilei. Am văzut în spate aici că sunt domnițele, de la ce ora au venit ca să pregătească toate aceste produse? De la ora 7, cred că tu nu te trezisei la ora aia, nu? Cum, de la ora 5 m-am trezit, că știam că o să fie o zi grea. Deci de la ora 6, ora 7 ar fi trebuit să fie gata produsele. Ceea ce este foarte important, deci puteți lucra la matinar, dar să vă treziți cu o oră mai devreme, la 5, 4 jumătate, 5 și putem face treaba asta. Dar oricum o să rămân cu voi aici să servești un mic dejun. Păi mâncăm vacanță împreună acum. Doamne ajută! Uite, ia tu scaunul ăsta, stai tu jos și vin și eu lângă tine. Hai. Le salut și pe doamne. Doamnelor, sărămâinile, toate cele bune. Și tacâmuri, sărămâine, mulțumesc. Am auzit că aveți o fată foarte drăguță. O fată drăguță aveți. Să mai crească puțin. Să mai crească, doamne, gata. Vă anunțăm toate cele bune, o zi frumoasă. Uite, pupici. Eu am vrut să muncesc și astăzi de luni, dar dacă e, de marți încolo. Hai, o zi frumoasă. Așa. Du-ți ăsta, stai un pic, că obișnuiam să te compătimesc, toată lumea zicea, du-ți, ce mult muncește, merge pe terenul, trimiteți peste tot, la munte, la mare, dimineața. N-am auzit bine sau am invitat-o pe domnișoara la mic dejun? Păi nu, acum dacă toți suntem aici, ar fi păcat să nu exact ciugulim ceva, ca să ne împrietenim. După aceea vedem. Cum? Tot. Da. Și fata foarte drăguță. Drăguță. Fata notă. Foarte bine, Duță. Te invidiem din nou, normal. Te invidiem, măcar pentru cei pe masă și te invidiem.